Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Celebra actriță Slatir Koglu a fost pe ordinea de zi cu mărturisirile curajoase pe care le-a făcut recent. Slatir Koglu, care a făcut o descoperire la o vârstă fragedă și a câștigat o bază largă de fani în scurt timp, a împărtășit pentru prima dată câteva fapte pe care le-a păstrat secrete până acum. Aceste declarații ale jucătorului au dezvăluit prin ce a trecut în carieră și cu ce a luptat în drumul său spre succes. Slatir Koglu a recunoscut că faima pe care a câștigat-o la o vârstă fragedă a venit la un preț mare. Într-o declarație pe care a făcut-o la o emisiune de televiziune la care a participat, el a spus: "Fama nu este atât de strălucitoare pe cât pare din exterior. A trebuit să fac multe sacrificii în această călătorie. Mi-am luat un angajament față de mine și de cei dragi. Dar cel mai greu a fost reprimarea disconfortului din interiorul meu." Slatir Koglu a vorbit și despre dificultățile pe care a trebuit să le îndure pentru a obține succesul. Subliniind presiunea pe care a experimentat-o, mai ales în primele etape ale carierei sale, actorul a spus: "Numai eu știu la ce am renunțat pentru a avea succes. Trebuia să scap de familia mea din când în când. Sentimentul de singurătate pe care l-am trăit. Mi-a fost deosebit de greu la acea vreme, dar știam că trebuie să fac aceste sacrificii pentru a-mi îndeplini visele", a spus el. Slatir Koglu a vorbit și despre sentimentul de singurătate pe care l-a trăit în timp ce urca rapid treptele faimei. "Pentru a obține succesul, uneori trebuie să riști să fii singur. În timpul acestui proces, a trebuit să înfrunt multe lucruri singură. Deși toată lumea părea să fie cu mine, în realitate eram singur. Dar acea singurătate m-a făcut mai puternic", a spus actorul, adăugând că în acest proces a făcut o călătorie interioară. Tânărul actor a declarat că înfruntarea criticilor la care a fost expus încă de la începutul carierei a fost una dintre cele mai mari teste pentru el. "Toată lumea are o părere, iar uneori acele opinii pot fi foarte crude. Dar a trebuit să învăț să fac față criticilor. Au fost momente când m-au epuizat, dar întotdeauna am reușit să mă ridic", a spus el. Slatir Koglu a adăugat că aceste critici l-au făcut mai puternic și au jucat un rol important pentru ca el să devină persoana care este astăzi. Slatir Koglu a făcut și declarații surprinzătoare despre fața necunoscută a lumii televiziunii și cinematografiei. "Trebuie să fii foarte puternic pentru a supraviețui în această industrie. Uneori lucrurile nu sunt ceea ce paragraful, chiar și atunci când zâmbești în fața camerei. Nimeni nu știe prin ce treci în culise", a spus actorul, recunoscând că i-a fost greu să facă față realităților dure din industrie. Actorul de succes a evidențiat că s-a confruntat cu multe dificultăți de la începutul carierei, dar nu a renunțat niciodată. "Succesul nu este ceva care ți se dă, trebuie să-l câștigi. Cu fiecare pas, am muncit mai mult și am luptat mai mult pentru a obține succesul. Nimic nu a fost ușor, dar totul a meritat", a spus el. Slatir Koglu a vorbit și despre zilele în care și-a început cariera de actorie. "Când am intrat în primul meu proiect, nu știam cât de greu va fi. Dar zi de zi, mi-am dat seama cât de mult îmi place această meserie. A fost în fața camerei de filmat unde m-am regăsit. Cu toate acestea, dificultățile ce a venit cu asta a fost foarte dificil pentru mine la început, dar știam că pot depăși toate provocările", a spus el. Slatir Koglu a exprimat, de asemenea, importanța familiei sale în cariera ei. "Familia mea a fost întotdeauna cel mai mare sprijin al meu pe această cale. Nu ar fi fost posibil să ajungi aici fără sprijinul tău. Știind că au fost alături de mine în momentele dificile mi-a dat putere", a spus el. Cu toate acestea, a adăugat că a fi departe de familia lui a fost uneori o provocare pentru el. Actorul de succes a vorbit și despre obiectivele sale viitoare. "Vreau să învăț mai multe și să mă perfecționez în această industrie.
Obiectivele mele sunt mari și voi face tot ce pot pentru a le atinge. Ceea ce am realizat până acum mă motivează să ating obiective mai mari, virgulă, a spus ea. Slatir Coglu a declarat că intenționează să participe la diferite proiecte în viitor și speră să se prezinte publicului în roluri noi. Slatir Coglu a atras atenția și asupra dificultăților cu care se confruntă ca femeie în sector. A exista în această industrie ca femeie poate fi uneori foarte provocatoare. Trebuie să te dovedești nu numai cu talentul tău, ci și cu o voință puternică. Uneori a trebuit să înfrunt dificultățile de a fi femeie, dar asta m-a făcut și mai hotărâtă, a spus. Tânărul actor s-a referit și la rolul rețelelor de socializare în cariera sa. Rețelele sociale sunt atât un avantaj, cât și un dezavantaj. Pe de o parte, îmi permit să comunic direct cu fanii mei, pe de altă parte, ești expus în mod constant la un baraj de critici. Folosirea corectă a rețelelor sociale este foarte importantă pentru succesul tău în această industrie, virgulă, a spus el. Slatir Coglu a subliniat, de asemenea, cât de important este pentru ea sprijinul fanilor săi. Fanii mei au fost mereu în spatele meu și mi-au dat putere. Fără sprijinul tău, nu mi-ar fi fost posibil să rămân la fel de puternic pe această cale. Sunt recunoscător fiecăruia dintre ei, virgulă, a spus actorul, mulțumindu-și fanilor. Actorul de succes a spus că, în ciuda dificultăților industriei, a obținut succes prin stabilirea propriilor reguli. Pentru a supraviețui în această industrie, trebuie să-ți faci propriile reguli. Nimeni nu vă va spune cum să o faceți. Trebuie să-ți găsești propria cale și să te ții de ea. Mi-am găsit propriul drum în acest proces și am acționat în consecință, virgulă, a spus el. Slatir Coglu a declarat că cariera ei de actriță este, de asemenea, un proces de găsire a ei înșiși. Această călătorie m-a învățat cine sunt și ce vreau. O mi-a ajutat să mă cunosc mai bine și să-mi descoper limitele. Fiecare poziție a fost o experiență de învățare pentru mine, virgulă, a spus el. Tânărul actor a declarat că s-a agățat de forța sa interioară în momentele dificile. Uneori poți supraviețui doar cu puterea ta interioară. Am găsit această putere și mi-am revenit în momentele dificile. Cel mai important lucru pe care l-am învățat în acest proces a fost să descoper puterea din mine, virgulă, a spus el. Slatir Coglu a declarat că este o sursă de inspirație pentru tinerele femei. Dacă povestea mea ajută pe cineva să-și găsească curaj, aceasta va fi cea mai mare fericire a mea. Vreau să pot inspira femeile tinere și să le sprijin pentru a-și realiza visele, virgulă, a spus ea. Slatir Coglu și-a exprimat, de asemenea, credința în puterea artei. Arta unește și vindecă oamenii. Actoria este ca o terapie pentru mine. În timp ce fac această lucrare, nu ating doar publicul, ci și pe mine. Aceasta este adevărata putere a artei, virgulă, a spus el. Actorul de succes a declarat că nu și-a pierdut niciodată determinarea în ciuda dificultăților pe care le-a întâmpinat în carieră. M-am concentrat întotdeauna pe obiectivele mele și nu am renunțat niciodată. Provocările nu m-au oprit, dimpotrivă, m-au motivat și mai mult. Sunt aici datorită hotărârii mele, virgulă, a spus el. Slatir Coglu s-a referit, de asemenea, la importanța solidarității femeilor în sector. Ca femei, este atât de important să ne sprijinim reciproc. Solidaritatea femeilor din industrie ne face pe toți mai puternici. Sunt mândră că fac parte din această solidaritate, virgulă, a spus ea. Slatir Coglu a spus că și-a găsit propriul drum în acest proces și va continua să avanseze pe această cale. Această călătorie nu s-a încheiat pentru mine. Am multe de învățat și multe obiective de îndeplinit. Mi-am găsit propriul drum și voi continua să merg pe această cale, virgulă, a spus el. Actorul de succes a vorbit și despre proiectele sale viitoare. Lucrez la proiecte noi și scopul meu este să-mi surprind publicul cu aceste proiecte. Vreau să mă încerc în diferite roluri.
Viitorul va fi interesant pentru mine, virgulă, a spus el. Slatircoglu a rezumat cea mai importantă lecție din viața sa cu aceste cuvinte. Întotdeauna crede în tine și nu renunța. Continuați fără a renunța în fața dificultăților. Aceasta a fost cea mai importantă lecție pe care am învățat-o în această călătorie. Tânărul actor a declarat că a intrat într-o nouă eră în cariera sa. Acum sunt un actor mai matur și mai experimentat. În această nouă eră, mă voi descoperi mai mult și voi crește și mai mult. Abia aștept să împărtășesc această nouă eră cu publicul meu, virgulă, a spus el. În cele din urmă, Slatircoglu a spus că acest proces dificil care i-a marcat viața și cariera i-a făcut povestea și mai semnificativă. Această călătorie a fost un proces de descoperire pentru mine. Provocările m-au făcut mai puternic și mai hotărât. Acum îmi continu drumul cu această forță, virgulă, a spus el. Această poveste inspiratoare a lui Slatircoglu continuă să servească drept exemplu pentru mulți tineri. Pascali.